turneu de primăvară. N-am fost cu mândru de ieri, parcă au trecut trei veri. N-am fost cu mândru de azară, parcă a trecut o vară țura. Dragii mei, la lucruri simple, a venit astăzi îngerașul româno-finlandez Narcisi Suciu Mitenian. Asta e de pe Google, așa? Ole pelka somakuka. Nu i-a fost niciodată frică de floarea finlandeză? Ai fost chiar atât de naiv să-ți imaginezi eternitatea în viața unei narcise? Știți pe Narcisa? E bine, răspunsul este nu. Anul trecut era să practic nu mai fiu. Aia era. Nu s-ar fi părut rău? Cam cât ai fi plâns? Și să nu fi apucat să mă inviți la podcast? Zici și tu. Din cauza cărui fapt? Eu, cum era să mor eu în 2022, că am fost în septicemie, și așa în septicemie m-am dus la spectacol, că aveam două spectacole. Am avut și un avion între. Eu sunt serios, dacă am zis mă duc, știi? Și dacă toate astea așa ceva, aproape că mă simt ca acasă. Mă să plâng. Păi nu avem o emisiune de plâns. Dacă e de mă bucit, mă faci să râd. Cucu cântă în coastă, da-di-da, 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 bade de dragostea voastră, da-di-da, da-di-da, da-di-da. Și m-am dus în Sahara. Și s-a nimerit la un moment dat să stau în cameră cu o fată. Așa. Când am ajuns în Marrakesh, vine și au zis, mie mi se pare că ești simpatic așa, dar eu nu știu ce vedete ești. Iarna asta au venit la mine la spectacol. În Timișoara. Au venit, tu, dar tu ești artista deșertului, tu pentru mine. Mociriță cu trifoi. Mociriță cu trifoi. Asta e din anul în care noi ne-am cunoscut. Wow. Da. Și nu mai scot din casă că e foarte prețioasă pentru mine, știi? Am înțeles. Da, acum am zis că merge. Să știi că mi-am adus și tricou de schimb în cazul în care vrei să facem măgării.